Bun găsit! Numele meu este Radu Crișan, instructor de fitness și personal trainer. Alături de mine, Kingo Sandor, la fel, instructor de fitness și personal training. Astăzi v-am pregătit un antrenament pe o ladă funcțională, care, la fel, ușor de depozitat acasă. Fiecare și-o poate chiar construi singur, este foarte ușor de făcut această ladă, cu ajutorul căruia vă puteți să faci un antrenament funcțional foarte ușor și foarte eficient. Astăzi v-am pregătit 4 exerciții. Vă lucra brațele, vă lucra pectoralii, dar și coapsa și fesierul, iar la sfârșit, ultimul exercițiu, vă lucra doar zona abdomenului. Vom începe cu un exercițiu de brațe, vom lucra tricepsul, ne întoarcem cu spatele către ladă, ne punem în sprijin pe palmă, picioarele ușor întinse înainte, flexăm cotul, coborâm bazinul cât mai jos și revenim. 10 repetări, Kingo. 10, 9, 8, 7, respirăm, 6, 5, 4, 3, 2, foarte bine. Exercițiul este foarte bun pentru brațe. Foarte eficient, cei de acasă puteți face 3-5 serii, la fel numărul de repetări, puteți merge chiar și până spre epuizare. Al doilea exercițiu, Kingo, te rog să ne-l explici. Bun, următorul exercițiu, flotări, punem palma pe ladă, picioarele întinse, greutatea să fie pe brațe și coborăm ușor îndoi în brațele pe lângă corp. Și 1, 2, 3, 4, 5, încă două. Bun. Următorul exercițiu va fi... Lucrăm un pic coapsa, mușchii fesier. O să fixăm un picior pe ladă. Sunt foarte atent la piciorul de pe ladă, să am un de 90 de grade. Spatele drept și abdomenul ușor încordat. Vreau să vă ridicați sus și piciorul din spate îl pendulăm înapoi și revenim. Și din nou, sus și revenim. Abdomenul încordat pentru echilibru, revin. 5 repetări. 5, 4, 3, 2, ultima și schimbăm piciorul. Fixez celălalt. Unchiul de 90 de grade, abdomenul strâns, spatele drept, este foarte important să ne coordonăm respirația cu mișcarea. În momentul în care mor sus, inspir pe nas, revine, inspir pe gură. Hai, 7 repetări, sus. 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultima, foarte bine. Ultimul exercițiu, vom activa puțin și abdomenul. Ne așezăm pe ladă. Picioarele sunt întinse. Palma ușor orientată în spate sau cu brațele înainte, varianta care o doriți. Și aducem genunchii la piept și întind. 2, 3. Bun, încă o variantă. Apropiem palma. Și ne întoarcem braț, picior opus. 1, 2, 3. Încă 4, 3, 2 și încă o dată 1. Foarte bine. Mulțumim. Acesta a fost antrenamentul nostru pe lada funcțională. Spor la treabă.